Bun găsit, tânărul este din Sinaia și a fost implicat într-un jap de 100.000 de euro. El a fost trimis în judecată și condamnat pentru că a protestat complet dezbrăcat în fața sediului poliției din stațiune. A fost așadar pentru acest gest găsit vinovat pentru ultraj contra bunelor moravuri și a primit o amendă penală de 8.000 de lei. Protestul extrem s-a petrecut în ajunul Crăciunului din anul 2020. La acea vreme, inculpatul le declara anchetatorilor că nu se află sub influența alcoolului sau altor substanțe. Așa se face că a mers în fața sediului poliției municipiului Sinaia, unde, în ciuda frigului extrem de afară, s-a dezbrăcat complet și a început să le adreseze injurii polițiștilor. Omul era supărat de faptul că oamenii legii nu îi rezolvă o plângere în care reclama că este amenințat de mai multe persoane. La scurtă vreme după acest protest, tânărul a fost implicat într-un jaf, iar victime sunt mai mulți oameni de afaceri din Prahova, între care se numără și patronul unei firme de pompe funebre din Câmpina. Bărbatul cu pricină este acuzat de furt calificat alături de alte două persoane. Cei trei se află în prezent în arest preventiv în penitenciarul Mărgineni.